Și-a luat foc panorama. Ars, fă, ars. Ha-ha. Pentru jocuri și programe ieftine, vizitați g2a.com. Link în descriere. Salutare tuturor, stimori, și bine ați revenit la un nou episod din Dishonored 2, jocul cu asasini, pe care nu l-am mai postat de ceva timp. Și am zis că ar fi cazul să ne reapucăm și de această serie, să mai scăpăm de un joc. Surprise. I made you flee your precious tower and turned your father into cold stone. How difficult for you. But when I was young, sweet Jessamine and I were closer sisters, sharing a secret. Emperor Caldwin had another daughter, born in shame to a kitchen maid. Am I dreaming? If not, deci how is Delilah doing this? Jessamine. Stai, cum era? Nu pot să-mi folosesc puterea. Next year, bun. Strange presence, așa s-a făcut pod. Am crezut că trebuie să mă teleportez. Fuck! Double jump. Iară tu, mă. Jessamine and I played games in the tower, but at night I'd go back to the servants' quarters to cockroaches and thin gruel. Emperor Daddy would visit and tell me if I was good. Next year I'd be old enough to come to court to be a princess. Then one day, pretty Jessamine broke something worth a fortune, and the spymaster caught us. She claimed I did it, and he whipped me in the garden house until I bled. My mother lost her kitchen job, and that night we were out on the streets with no place to sleep. Deci asta era... Asta era jumătate, deci erau half-sisters, gen. Tasul lui Măsa, lui asta. Mamă, ce family tree complex. They threw me out when she died. I looked up at the lights of Dunwall Tower and swore revenge. Washing bedsheets in a brothel, I painted on the side until Anton Sokolov took me as a student. That's the polite word for it. I was crafty even before the outsider marked me and survived the worst the Empire could offer. Now it's your turn. Fuck you, lady. I am an assassin. Deci, da, era asta atât de furioasă. Mătușica noastră. Bun, a dreadful whale. Se cheamă chapterul ăsta. Done to Anton Sokolov. I wanted to hurt everyone who'd helped Delilah and the Duke of Sirkonos pull off their coup. Sokolov is the man who made whale oil into a weapon, who turned back the plague, and now he's barely able to speak. The hands that painted the most powerful men and women of our time shake too badly to hold a spoon. When he does talk, he's going to give me a name. The next step along the way to Duke Luca Abel, then Delilah herself. A name. That's all I need. Bun, deci Sokolov l-avem acasă, l-am salvat. Trebuie să-l interogăm acum sau ce facem?
Guten Morgen. Mommy? Mother? Is that you? Dream, was it? Am I to blame for Delilah's bitterness? All this is her doing, and she'll die for it. Our decisions have weight. I feel my time drawing to an end. Soon. Bun. Make your way through the void, asta am... Șobolani, unde mergeți? I cut you! Bună ziua! Ia să vedem ce are Mrs. Foster de zis. You've had 3 days to rest. Tell me how to kill Delilah. They tortured him. His body is covered with bruises. Delilah has the throne and my father is missing. This is Anton Sokolov, the greatest mind in the Empire. No, Emily. Megan is right. I can make electricity move from one side of the room to the other, but Delilah is beyond my understanding. When I came to Cirkonos, I meant to leave everything behind. But when the assassination started, I couldn't ignore it. By the time Megan and I connected the murders to the Duke, it was too late. The Duke of Cirkonos came for me. It kept me alive from my knowledge, but I saw things. Jindosh often had a visitor, Brianna Ashworth. She's the curator of the Royal Conservatory. Yes, Ashworth is dangerous. Mamă, dar urâtă, e mâncațeș. Apparently, she's working on a device called the Oraculum. What the fuck? Ce este acest Oraculum? If Ashworth Oraculum. Is one of Delilah's lieutenants, I need to eliminate her. Who knows what this device is capable of? Or what she's up to? Okay. Wake me when Karnaca starts to burn. What a painting. Cu ăsta am vorbit. Încotor să iau acum încoace. Ah, sus. Bănesc că o să plecăm de pe barcă acum. Și ne îndreptăm către o nouă misiune. We'll take the skiff. I don't want to bring the dreadful whale any closer than we have to. There is a small dock in Syria Gardens, close to the conservatory. That's as far as I can take you. Ready to go? Yes, let's go. Yes, let's go. Bun, am pus masca. Suntem iar gata să ucidem. The Royal Conservatory. N-am mai fost aici undeva în misiunile, în episoadele trecute, nu mai țin minte, sincer. There'll be a grand guard presence outside the Royal Conservatory. Inside, be prepared for anything. Ashworth runs with an eclectic crowd. They'll be the real danger. Someday I'd like to know more about how you met. Scrie aici emblema asta roșie aici pe barcă în centru, scrie Hilok și am citit BioShock. Is important to Delilah. Și Ranger, which brings up something else. BioShock. Might be able to exploit the Abbey of the Everyman and remove la modul Easter egg. Turns out the vice overseer un șobolan, frate, în spate acolo. From a hidden outpost near the Royal Conservatory. Cât de mari sunt? Zici că-s pisici? Remember, if she's still working with Delilah, okay. Ashworth is a grave threat. Thanks, Megan. See you soon. Ok, mulțumim, Megan, că ne-ai adus cu bărcuța. Acum este timpul să... Read journal, să vedem. Brian Ashore may have records about what happened. Vice overseer outpost. Deci un hidden outpost care e acolo. Long as it takes. We'll be picking up balusters and spindles made of Cirkonian umberwood. I thought the old Duke Theodanus outlawed underwood export to protect the trees. I can't keep track of all the decrees. Okay. My client's refurbishing their gazebo, adding an exotic southern touch.
Încercăm cu un pic de stealth acum, nu știu dacă ne iese. Unde avem stun mine? Far reach, pull yourself rapidly across a distance, asta mă interesa. Asta vrem, cu teleportul ăsta o să... O să mă deplasez pe aici. Bine, n-am urmărit exact câți soldați sunt. Erau ăla acolo, mai erau doi mai în față și încă doi într-o parte. Dar momentan n-aș dori să mă strecor... Am spart acea sticlă acolo. Speranța că o să... Să pot trece neobservat mai departe. Ce este ăla? Și ce face acolo? Lucky day, madam. It's the day you get to meet Pirate Betty in person. Time to pay the price if you want to live. Never heard of her. Oh, wait, wasn't she a waitress down on the docks? You must have heard the stories about Pirate Betty. Pirate Betty. About all the terrible things I've done to the fools who refuse to give up some trinkets or a bag of coins. No, I've never heard one word about your exploits, but go on. What did you do to your marks? Give them a good tap on the nose? For shit's sake, why do you have to ruin everything? I played my part when I was the victim. How are we supposed to attract any suckers if you won't play along? No, okay, aia se ceartă între ei. Bine, dar probabil că dacă îi atacam... Sau dacă mă vedeau, de fapt, nu că trebuia să-i atac, eu mă vedeau, m-ar fi atacat și... Eu sper totuși că... Uite, un soldat. Mai... Aoleu, sunt cam mulți. Sunt cam mulți acolo. După cum bine știți, eu prefer să joc mai stealthy. Încerc să evit confruntări pe cât posibil. Da, ăia doi cred că... Am dat un quick save. Dacă mă teleportez acum... Am ceva de aruncat să le distrag atenția. Ceva de aruncat. Că eu pot să mă duc acolo, dar o să mă vadă. Nu m-au văzut. E perfect. He looked at the wall of light, then climbed up to check the windmill. All good. Why? Yesterday, the wind kicked up so hard I thought the windmill was gonna fall apart. The wall of light was flickering and sparking like crazy. I've seen that too. But whale oil's expensive now, and the tanks run dry. The wind's unpredictable. Hey! No use running! No, n-a fost. N-a fost asta. Vreau să văd o chestie înainte, dacă... Da, mă, ieși voi pe aici. Vreți? V-ați făcut scrum toți. Am sabotat Wall of Light-ul, gen l-am făcut să... Să fie bun pentru mine. Opa, așa... Asta? Ce zice așa? Ăștia-s morți aici toți? Body dead. Cred că avem o... Unde e inima aici? Oh, bun charm. Oricum s-a dus stealth-ul nostru. Din păcate. Teoretic l-am... L-am omorât doar pe unul singur, că el alții s-au omorât ei. Nu știu dacă se pune ca și kill. Hello, rats. Speriați-vă. Acolo avem o rună, dar nu mai mă interesează runele și bonciamurile momentan.
Hai să vedem. Deci acolo trebuie să ajungem, unde mai e încă un wall of light. De ce îl mănâncă pe ăla? Și întrebarea e dacă intru eu în cameră o să mă atace și pe mine? Sau mă lasă în pace? Fuck this shit. Lasă-mă în pace! Mama! Mai sunteți, mă? Câteva. Bun, plague flies-urile. Aoleu, e una acolo. Asta? Set alarm nu mă interesează. O notiță. Ok, sleep dart. Deci o să-i dăm cu somn. Nu știu ce ziar. Aici e închis. Aici e închis. Vreau în schimb aici. Deci unul e acolo, un cablu. Întotdeauna trebuie să ne uităm după firele astea. Unul e acolo pentru wall of light-ul ăla. Dar cred că acolo e panou de putem să-l sabotăm, să trecem. Dar nu mă interesează să-l sabotez, mă interesează să... Hai că sar pur și simplu aia. What the fuck, s-a dat peste cap femeia. Mă interesează să-l opresc doar. Punem asta aici și putem să ne teleportăm iar sus. Mă vede cineva. Acolo sunt doi gardieni. Ok. Asta că putem să ne urcăm iar pe stâlpul ăla de se învârte și de acolo să ne teleportăm la poartă direct. Unde mă vede, mă? Uite-l, aici era. Ce de-astea mai avem? Mai avem crossbow bolts, howling bolts, immolates, sleep dart. Astea-s bune. Îi dau direct cu nănițul ăsta. Gata, mă. Ok, a dat cu somn. Și în felul ăsta evităm și să mai omorăm oameni. Pentru că diferă finalul jocului și vreau să am un final pozitiv. Dacă merge așa YOLO și omor pe toată lumea... Aoleu, mai vine unul. Nu mai vine? S-a răzgândit? Sper că nu moare dacă... Ba da, îl omoră peștii. Fuck. Păi zic că nu știu dacă se pune ca și kill dacă... Door is locked. Dacă, pana mea, teoretic, nu l-am omorât, eu l-am omorât peștii. Că eu l-am aruncat și era viu. Bun, aici avem pistol bullets. Niște viață. Unde era intrarea aia către... Wow, mă văzut lumina. Vai! Shiny coins! Dar dacă mă duc...
asta vreau să fac. Saving. Bun. Stai dead? Dar de ce e dead? Că eu nu l-am omorât. Și am reușit să ne strecurăm relativ... Aoleo, câine. Un fel de câine, nu știu dacă chiar e câine. Și mai era varianta să găsim o cheie și să ne băgăm pe aici, dar nu știu unde e cheia. Și rezultatul ar fi fost același în fond. Scot arbaleta. Quiet. Că asta nu face zgomot și o să-i dau o săgeată în cap la câinele ăla pentru că... Ok. What? S-a respawnat? What the fuck? Bă, în cazul ăsta te arunc la dracu. Du-te încolo. Lasă-mă naibii. Vreau să-l arunc în apă ca să nu stea în drum. Ce sunt astea, frate? Ăștia sunt asasini? Delilah? Ha. Trebuie să fiu de-asta pe sus pe undeva. O intrare, dar aș vrea totuși nespus de mult să pot să mă teleporte. Aoleu, m-am speriat. Mă uita că e băltoaca asta aici. Nu mă lasă să mă teleportez, frate. N-are range, n-are, nu înțeleg. Deci, uite. De aici, nu vreau acolo, vreau sus undeva. Haide, boss, lasă-mă să mă teleportez sus. Da, nu merge. Așa că nu ne rămâne nimic altceva de făcut decât să trecem prin panaramele astea aici. Sleeping dart nu am. Deci e una... Acolo, aia sus și mai încă una. Cred că doar astea trei sunt. Ce se întâmplă? Howling Bolt, Crossbow Bolt, o să luăm normal. Opa. Îmi pare rău. Chiar îmi pare rău. Dar nu mai am... Îi dăm cu Immolate-ul ăsta. Și-a luat foc panorama. Ars, fă, ars. Ha-ha. Ok. Și am ajuns în Royal Conservatory. What fuck, ce chestie e de sus acolo? E o plantă, ce căcat e. Sau e o de-aia cu muște. Bun. Haideți că am ajuns la un checkpoint mai mare, așa că o să ne oprim aici pentru astăzi. Sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați să lăsați un like dacă vă place Dishonored și vreți și mai mult. Și subscribe pentru și mai multe videouri. Eu am fost Nimor. Bye, bye!